Hai să vedem pentru ziua de marți, 31 august, care este energia cărților de tarot. Foarte frumos! Pentru această zi de marți, zi guvernată de planeta Marte, avem energia foarte focoasă, foarte puternică și pasională a treiului de bâte. Această carte ne vorbește despre nevoia de a fi pregătiți, de a avea viziune și de a comunica pe baza acestei viziuni. Această carte se leagă foarte frumos de cartea care a ieșit ieri, de optul de cupe, pentru că oarecum continuă această energie de nevoie de a face o mișcare, de nevoie de a schimba ceva în viața voastră. Doar că treiul de bâte vă îndeamnă să explorați mental mai întâi schimbările pe care vreți să le faceți. Și aici fie că vreți să explorați noi teritorii, vreți să mergeți în concediu, vreți să călătoriți, vreți să vedeți tot globul pământesc, fie că explorați noi idei la locul de muncă, noi idei de afaceri, sau că vreți să vă mutați fizic, nu vă mai place casa în care locuiți și vreți să vă luați propriul vostru apartament sau să vă construiți o casă, sub această energie a treiului de bâte este foarte important să explorați din punct de vedere mental toate aceste posibilități înainte de a lua o decizie. Aveți în viața voastră niște oportunități fabuloase de a călători, de a socializa, de a face conexiuni, de a cunoaște oameni influenți care vă pot ajuta, care vă pot motiva, care vă pot da un sfat bun, o idee bună. Și dacă în această zi de marți o să aveți ocazia să ieșiți în oraș, să socializați, să cunoașteți oameni noi, nu ratați această șansă, pentru că din aceste lucruri aparent banale, aparent minore, s-ar putea să iasă niște oportunități, niște ocazii foarte frumoase pentru voi. Astăzi, dacă sunteți încrezători și vă mențineți nivelul de energie ridicat, o să vedeți că o să atrageți ca un magnet în viața voastră oamenii de care aveți nevoie ca să puneți ultimele piese din puzzle, ca să se așeze toate lucrurile la locul lor și ca să aveți succes în viitor. Sunteți foarte carismatici și este o zi foarte bună pentru networking, pentru a întâlni oameni noi, pentru a discuta cu oameni noi, pentru toți cei care lucrați în vânzări. Este o zi foarte bună să discutați cu clienții, s-ar putea să atrageți clienți noi pentru afacerea voastră, pentru toți cei care aveți de ținut o prelegere sau o prezentare. Este o zi foarte bună pentru acest gen de activități. Și o ultimă notă de subsol ar fi că puteți să obțineți foarte mult succes dacă lucrați în echipă. Nu ezitați să cereți ajutorul colegilor voștri, prietenilor voștri, familiei voastre, pentru că din această muncă în echipă, din aducerea la aceeași masă a unor idei complet diferite, a unor viziuni complet diferite, o să iasă acel proiect superb, acel proiect de nota 10, cum ar veni. Per total va fi o zi foarte frumoasă, o zi foarte pozitivă, în care puteți să obțineți foarte mult succes, dar la urma urmei alegerea este a voastră dacă vreți să beneficiați de această energie sau dacă o să o lăsați să treacă pe lângă voi. Nu uitați că aveți liberul arbitru și deciziile pe care le luați în fiecare zi vă influențează viitorul. Viitorul nu este bătut în cuie, ci îl făurim noi zi de zi, clipă de clipă. Dacă v-a plăcut această interpretare și vreți să vedeți mai multe etalări de tarot pregătite de mine, vă aștept pe canalul meu de YouTube, unde am pregătit pentru voi etalări lunare pe zodii, etalări anuale pe zodii, etalări de tip alege o carte în care voi vă alegeți mesajul care rezonați cel mai mult și pentru cei care aveți nevoie de răspuns la o întrebare foarte concretă, foarte clară, am pregătit niște etalări fulger, etalări de urgență. Dacă aveți și alte întrebări pentru mine, lăsați-mi-le în comentarii și o să mă inspir din întrebările voastre, din problemele voastre pentru a crea și următoarele etalări de urgență. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în etalările următoare. Pa, pa!